Zare, nu. Să nu vină la mine, că asfalt pe sala mea nu am. Să nu vine să le dau impozitul ca la oraș. Să nu le dau. Deci, n-am practic... apă, n-am canalizare, n-am asfalt pe sala mea. Am înțeles. Nu aveți nicio... Nu, niciun fel. Stăm mai rău ca la țară. Și la dumneavoastră și la s-a făcut apă. Asfaltarea, da? Dar nu există apă? Și nu, da, există, nu. Apă băgată. Pe ce stradă locuiți? Delfinului numărul 1, cartier Mitica Apostol. Și s-a făcut asfaltarea? S-a făcut asfaltarea și după 3 luni de zile puteți să vă uitați la gropile care au ieșit în asfalt. De ce credeți că s-a turnat asfaltul și n-au făcut întâi canalizarea? Totul e politic. Pentru bani, pentru să iasă candidații care vor dânsii. Asta e. Ați făcut solicitare pentru apă? Am vorbit chiar acum cu un nene de la Apa Nova și a spus că le facem degeaba, că nu mai le dă voie să mai spargă 4 ani de zile asfalt. Eu am făcut. Și de cerere. Să-și căru. Nu, de unde? Nu sunt bani sau ce anume vi s-a spus? Că nu sunt bani. Și primăria nu aprobă să ne bage apă. Bun, să facem asfalt aici. Dar acum 3 ani de zile. Nu acum. Acum 3 ani de zile am cerut să se bage apă pe stradă. Și a zis că nu are fonduri. Dar fondurile unde sunt? Cine le pagă în buzunare? Impozitele care le plătim. Unde să duc bani? Noi plătim impozit ca la oraș, ne-a. Da. Și noi stăm mai rău ca la țară. Băiem lemne cu topor. Cum e la mine? N-am asfalt, n-am apă. Ce fac? Canalizare, nu? De unde să dau eu banii ăștia la primărie? Nu le dau. Și a zis cum îi dă bani pentru pensii, pentru astea, așa îi dau și eu banii la, pentru impozit. Ultima lună, noiembrie sau decembrie, atunci îi dau banii. Da, dar îți bagă penalizări dacă nu. Bă, cât mi-e băgat. Cât mi-e băgat, dar nu le dau. Că e nimic, apoi și nu dă nimic. Nimic, nimic nu dă.